Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. La noi, la Buzău, se află, printre altele și printre alte multe lucruri minunate, se află un atelier unic în țară. Și asta se găsește la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, proaspăt deschis la noi la Buzău. Este vorba despre cel care își are sediul unde, în altă parte decât în Castelul Marghiloman. Este vorba despre un atelier care îi învață pe cei care își doresc acest lucru să facă adevărate opere de artă, dar din ce credeți? Din sârmă și alte materiale uzate pe care le avem oricând la îndemână, dar despre care n-am crede niciodată că se pot transforma în adevărate opere de artă. Despre ce se întâmplă acolo, de unde a pornit această idee, cine este profesorul care îi învață pe acești doritori de a învăța să nască din mâinile lor opere de artă, vorbim în această seară cu invitatul meu, domnul Ștefan Lăzărescu. Este exact cel care se află acolo, cel care se află în rândul acestor oameni, cel care are multe asemenea opere de artă, avem și noi câteva aici în studio, și cel care îi învață pe acești oameni. Bună seara, domnule Lăzărescu! Evident și eu am emoții ca și dumneavoastră. Bine ați venit, da, în studioul Campus TV! Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Da, într-adevăr, la Centrul Cultural Marghiloman am, împreună cu conducerea, am inițiat acest atelier de creații, îi spun eu, creații obiecte din sârmă. Practic, cum ați afișat aici pe ecran, și curele, noi folosim într-adevăr niște curele de-astea de transmisie uzate, dar în principal sârma rămâne. Din sârmă. Da, da. Acum nu știu dacă e chiar unic în țară, nu am fost chiar în toată țara să văd dacă chiar... Cunosc artiști care mai lucrează în sârmă, într-adevăr. Ce pot spune este că... Într-adevăr, este un atelier specializat, adică dacă probabil mai sunt artiști în țară care lucrează și modelează în sârmă, probabil o fac izolat. Aici însă este un pic mai organizat, ca să spun așa. Avem cursanți, avem de la copii, tineri, adulți chiar. Practic predăm desen, noțiuni de desen simple, fără de care nu reușim să reconstruim obiectele din sârmă. Așadar, începem cu desenul, învățăm să desenăm practic și după aceea trecem la realizarea acestor obiecte. Este musai să fii foarte talentat între ale desenului ca să poți da naștere unor asemenea obiecte? Nu, nici vorbă. Am întâlnit această împotrivire cumva așa. Preocupare. Da, ideea este că și mulți dintre copii vin și la început spun, domnule, nu știu cât talent am, nu știu dacă... Desenul se învață. Deci desenul se învață ca și matematica, ca și geografia, până la un anumit punct. Sunt câteva repere, se studiază, găsim, încadrăm în niște forme mari, e un pic de geometrie, într-adevăr, un pic de desen în perspectivă, dar treptat el se învață. Din acest motiv nu trebuie doritorii de a realiza astfel de obiecte, deci nu necesită studii de artă sau talent la desen sau... Bun, aș vrea să vă rog, pentru că mie mi se par foarte interesante obiectele pe care noi le avem aici în platou, aș vrea să vă rog să-i rog pe colegii mei în primul rând să focalizeze pe ele și să vă rog să ne explicați ce reprezintă ele, cum au fost realizate și abia după aceea o să vă provoc să-mi povestiți cum s-a născut această poveste, de unde ați început și cum ați ajuns până aici, până în acest moment. Bun, este vorba despre lucrarea din partea dreaptă. Da? Partea mea dreaptă. Da, practic eu nu am niște nume, nu mă interesează mai puțin titlul lucrărilor, eu le am
într-o categorie, practic, 13 închipuiri, le-am spus eu, deși am vreo 50-60 de lucrări, dar cu 13 închipuiri am plecat și așa a și rămas numele. Istoria lor e un pic mai complexă. Eu când am expus prima oară în Buzău, asta s-a întâmplat în 2006, am expus la galerie de artă grafică și obiecte în volum pictate. Acolo urmăream cu totul altceva, exploatarea liniei și trecerea din bidimensional în tridimensional pe volum. Următoarea, asta ca și categorii de expoziții, deci practic au fost compozițiile în 2006. În 2010 am avut Cogaionu, unde am prezentat publicului din București, fiindcă acolo s-a întâmplat la Cărturești, a fost găzduită această expoziție și am prezentat o expoziție realizată din materiale convenționale, din lemn, mai precis, din scândură de lemn. Ce se întâmplă? Erau realizate în scândură niște traforaje a unor personaje, de fapt a unor siluete umane, traversate cumva de niște fragmente de animal, să spun, sugerând poate și așa o prezență tulburătoare care uneori ne traversează silueta. Plecând de la acea expoziție, am trecut către seria celor 13 închipuiri, unde materialul convențional, adică lemnul și scândura de lemn, a fost înlocuită de materiale neconvenționale. Asta ce înseamnă? Tot felul de materiale, materiale perisabile, practic, plastic, sârmă, sticlă, hârtie, practic orice întâlnim în viața de zi cu zi. Și așa am ajuns la această serie de 13 închipuiri. Da, foarte frumoasă povestea, extrem de interesantă. Ce reprezintă, practic, cele două lucrări pe care le aveți aici? Am înțeles că nu aveți un nume pentru ele. Eu văd un copil? Poate fi și un copil, da. Acolo, în acea lucrare, folosesc plastilină, deci e chiar plastilina băiețelului meu. În multe din lucrările mele regăsim jucării și tot soiul de jucării stricate, ca să spun așa, pe care eu le iau și refac niște compoziții. Și acolo ar putea fi, dacă s-ar focaliza pe modelajul din plastilină, vom observa tot felul de creaturi ciudate care uneori ne traversează ființa. Deci undeva lucrările sunt cumva variațiuni ale acestei teme. De asta nici nu au un nume concret. Pur și simplu ele sunt variate. Tema v-am explicat și am variațiuni pe această temă. Deci aici depinde practic de cel care privește aceste lucrări. Normal, în primul rând. Da, sigur. Acum ce se întâmplă? Fiecare sau las în lucrările mele să ca privitorul să sau îi las libertatea să înțeleagă sau să interpreteze mai degrabă, să las la latitudinea lui să interpreteze lucrările. Nu-mi place să aduc sau să-mi pun un punct de vedere strict și ermetic închis. Poate și de asta sunt, mă rog, de către o parte a publicului sunt și foarte apreciate aceste lucrări. Ei, pentru că vorbim despre faptul că sunt foarte apreciate de o parte a publicului, spuneați dumneavoastră. Nu. De ce? Este greu să capteze atenția tuturor celor care, eu știu, calcă, trec peste pragul expoziției? Și ce se întâmplă? Într-adevăr, probabil fac parte din categoria unui anumit gen de lucrări unde
privitorului îi sunt necesare niște cunoștințe în domeniul artei. Adică, cu o anumită viziune, probabil. Exact, nu, dar un minim bagaj vizual trebuie să ai. Arta contemporană, fiindcă fac parte dintr-o curentul artei contemporane, presupune un limbaj. Un limbaj al artei contemporane. Și ca orice limbaj, și ăsta se învață. Trebuie să citești de specialitate, să ai lecturi de specialitate, să mergi în galerii, să te informezi, într-adevăr. Nu zic că e foarte pretențios lucrul ăsta, se poate face, dar presupune un minim bagaj de cunoștințe plastice, ca să spun așa. Da, până la urmă nu poți să te apuci acasă, să spui că ești un mare artist, uite, am îmbinat două materiale și iată ce lucrare minunată a ieșit, pe care nu o văd decât eu. Exact. Nu, e mult mai complicat, într-adevăr. Da. Am văzut în imaginile filmate de colegii mei, acum sunt schițele dumneavoastră din atelier și așa mai departe, am văzut destul de multe motociclete, autoturisme. Ce da. Trebuie practic pentru a realiza o astfel de lucrare, o astfel de operă de artă? În afară de un clește, un patent și un covric din acela de sârmă, cam ce-ți mai trebuie? Pasiune, cred, dar sunt două lucruri diferite totuși. Atelierul ăsta funcționează practic numai pentru realizarea unor obiecte din sârmă. Acestea ce vi le-am prezentat fac parte din lucrările mele personale, artistice, cu care eu sunt prezent în diferite expoziții, din Buzău sau din țară. Aici, intenția mea a fost să aduc tineri să-i atrag cumva cu aceste obiecte ușor spectaculoase, ca să spun așa. Da, arată, o mașinuță, da, într-adevăr, da. O mașinuță din sârmă sau o motocicletă din sârmă, dar eu am în intenție să-l apropii de desen. Să-i fac plăcută activitatea asta, să deseneze. Fiindcă mai apoi, treptat, vom trece cumva să explorăm și laturi mai artistice, ca să spun așa. Dar la început trebuie să-i atrag cu ceva. E un pic... Practic îi luați cam de la minus ceva, încercați exact. Să-i aduceți la zero și de la zero să urcați cu ei undeva mai sus, da. Funcție de prinderile și de plăcerea lor. Da, e un lucru extraordinar, pentru că în momentul în care cineva vă trece pragul atelierului, probabil că nu să-i spuneți, dom'le, eu întâi te învăț să desenez, după aia faci o mașinuță din sârmă și iete, după aceea o să ajungi la cine știe normal, ce lucrare. Da, sperii mai mult, da. Dar cam așa am traseu, sau mi-am propus traseul ăsta, ușor, nu știu, speculativ, așa pe undeva, dar odată ce prinde gust pentru desen, fiindcă, nu știu, mă cunosc pe mine și e foarte complicat să mai dai înapoi. Și atunci vei cere mai mult, vei vrea mai mult, îți vei dori să înțelegi mult mai multe lucruri. Vei începe să studiezi și, bineînțeles, să destupă niște sinapse acolo, nu știu, și cu siguranță te vei bucura altfel de tot felul de lucruri. Și vei privi altfel, obiectele exact, din jurul tău și lumea. Exact, și din altă perspectivă. Da, e o idee extraordinară. Da, n-aș fi văzut-o înainte de această discuție, pentru că eu tot timpul obișnuiesc să spun că nu am voce și nu știu să desenez. Iată că astfel de lucruri se pot învăța. Bineînțeles. Într-adevăr, într-o primă fază, așa, cel puțin cu copiii, să nu sune prea pretențios tot traseul ăsta care l-am expus acum. Dar mă interesează foarte mult ca atunci când intră un copil acolo, destul de neîncrezător în forțele lui și îi place și tot timpul spune, nu cred că am să pot face, nu știu, motocicleta asta sau bicicleta asta sau îi dovedesc că într-o săptămână, în două săptămâni poate să realizeze obiectul ăla, de multe ori își ia acasă, că vrea să își ia acasă. Și satisfacția mea este când
îi crește așa stima asta de sine și vede că, sau observă că cu acele mânuțe ale lui a construit un obiect. O mașinuță, o motocicletă. Exact, realizează că ei în felul ăsta învață inclusiv geometrie în spațiu și așa mai departe. Ei, și aici este un aspect important, fiindcă prin ricoșeu trebuie să învățăm și lucruri poate mai puțin plăcute sau mai... sau dacă s-ar preda în alt mediu, bănuiesc că ar fi mai puțin plăcute, dar cu toate sârmele astea în față, cu patent, cu clește, cu lucrări în jurul nostru, mai ales că și atelierul ăsta nu l-am gândit așa, cum să spun, pe o relație profesor-elev, nici gând. Tot timpul îi întreb, tu cum ai face, cum ai crede că ar fi, de multe ori vin soluții bune din partea lor. Aș lega aici altfel, aș îndoi altfel temele și le aleg singure, aș dori să fac nu știu ce brădule sau nu știu. E un soi de colaborare mai mult. De asta și programul și prin faptul că ei vin la atelier când vor, într-adevăr, în intervalul ăsta orar, când funcționăm în cadrul centrului cultural. Dar stai cât vrei, pleci când vrei, deci nu este așa o restricție sau... E contracost acest curs? Nu. Cursurile sunt gratuite la atelier, da. Și pot veni când doresc, se pot înscrie? Bineînțeles. Acum mai nou avem și... cursuri după amiaza, luni și miercuri pentru cei care învață dimineața, adică încercăm să mulțumim așa cumva toată lumea și să vină cât mai mulți tineri doritori de a face lucruri interesante, zic eu. Da, ideea mi se pare extraordinară, mai ales, pe de o parte, datorită motivelor pe care mi le-ați expus, iar pe de altă parte, datorită faptului că oferiți acestor tineri, acestor copii, dar și adulților, o alternativă de petrecere a timpului liber, pentru că știm cu toții că suntem din ce în ce mai săraci în astfel de preocupări. Iată că decât să, eu știu, batem mingea cine știe pe unde sau să pierdem timpul cine știe pe unde, da, putem învăța să construim o bicicletă din sârmă, să dăm viață unui obiect despre care nu putem spune mare lucru, o bucată de sârmă, exact, și să punem acolo parte din sufletul nostru. Cât poate dura o astfel de lucrare? E greu de făcut? Nu, și mai ales că... Deci ce se întâmplă? Noi nu suntem așa canalizați pe un desen viteză sau să realizăm cât mai repede... Ideea este să înțelegem forma mare a obiectului, să înțelegem pe lângă cunoștințele astea de desen, sunt practic și niște cunoștințe tehnice, efectiv tehnice. Motocicleta asta trebuie să stea pe două roți, ai un ax aici, un ax aici, rezervorul trebuie să încapă aici, adică sunt lucruri efectiv tehnice. Plus că... mai ales pentru cei mai mici sau mai tineri, învățăm așa și chiar și o disciplină a muncii, să tăiem cu un patent, să tăiem cu un clește, să nu ne rănim când tăiem sau facem diferite obiecte, să nu ne rănim noi, să nu rănim colegul care lucrează lângă noi, adică lucruri utile, poate. Exact. Utile pe parcurs, da, pe viitor. Exact, da. Da. Da, ideea este mie una, mi se pare absolut genială, pentru că pe de o parte, așa cum spuneam, îți ocupi timpul liber, pe de altă parte îți dezvolți lucruri despre care probabil habar n-aveai că există în tine ca individ. Da. Putem vorbi despre, iată, văd în imaginile colegilor noștri într-o parte fotografia, iar în plan secund... Da, printăm într-adevăr niște imagini cu ceea ce ne dorim a realiza și aici se vede, uitați, eu pe tablă încerc să explic și desenez efectiv fiecare piesă în spate. Avem desenul bidimensional pe tablă și obiectul în volum lângă el, adică pentru o înțelegere cât mai exactă a ceea ce se petrece cu aceste
mici asamble care trebuie totuși legate pe urmă, prinse une roata și tot, ca să iasă obiectul finit. Ca să iasă obiectul finit, într-adevăr, da. Se poate pune problema de vânzarea unor astfel de obiecte de artă, ne referim în primul rând la acestea din sârmă, dar și la cele realizate de dumneavoastră în particular. Da, întrebarea e foarte bună, în sensul că, într-adevăr, sunt, cum v-am explicat, sunt două lucruri diferite. Bun, să încep cu primul, să începem cu sârmele. Da. Eu am văzut, am beneficiat de o bursă în Statele Unite și acolo am văzut artiști de culoare lucrând, într-adevăr, lucrând pe stradă. Deci cu masa afară, cu sârma lângă ei, lucrau și vindeau un dolar, doi dolari, cât își luau ei acolo și făceau tot felul de obiecțele din astea, într-adevăr, foarte simple. Noi am preluat așa, sau eu am preluat treaba asta și obiectele devenind din ce în ce mai complexe. Dar apropo de vânzare, da, ei își făceau și am rămas fascinat în ce sens, fiindcă eu practic sunt îndrăgostit de desen. Deci linia în desen, atunci când folosești sârma, devine o linie în spațiu, în tridimensional. Practic, exact. Și practic e aproape, să spunem, același lucru. Și chestia asta m-a fascinat dintotdeauna, deci să iau așa o linie și să fac, să construiesc ceva din ea și să-i dau volum, să duc în 3D, în cele trei dimensiuni și așa, nu știu, am rămas uimit de atunci. Și tot am avut, bine, nu se pune problema acum să vindem lucrările astea, poate nu chiar acum, dar de ce nu, într-o viitoare expoziție a mea împreună cu a celor care vin la cursuri, pentru doritori, pentru... Normal. Sigur că da, de ce nu? Da, de ce nu? Mi-amintesc că în perioada în care eram studentă, în București, era un magazin specializat în care se vindeau doar astfel de obiecte, însă erau realizate din șuruburi și piulițe. Da, știu. Și... tot felul de cântăreți, de... Da. Și aveau prețuri destul de mari. Despre asta vorbesc. Da, cred că le și cunosc așa. Un pic, e un pic diferit ceea ce se întâmplă cu sârma. Noi nu folosim nici suduri, nu folosim nimic. Efectiv, doar o bucată de sârmă, un clește și un patent. Atât. Acolo deja puteai spune că sunt obiecte construite, altfel de forme, să spunem așa, da. Interesante de altfel, da. Forme diferite de artă. Normal, da. Totul este să te descoperi ca individ și să-ți demonstrezi ție că poți. Exact, exact. Deci asta, cam asta s-ar întâmpla cel puțin în privința acestor obiecte de sârmă, privind comercializarea lor, ca să spun așa. În ceea ce privește arta plastică sau lucrările de artă plastică personale, că practic vorbesc în numele meu, condiția artistului e destul de grea. Iar să trăiești din artă e destul de complicat. Eu nu spun, sunt artiști care trăiesc foarte bine din artă. Dacă ne uităm poate la Adrian Ghenie, a vândut o lucrare cu 1.800.000 de euro la Londra și atunci da. Dar vorbesc așa general. Și aici problema este următoarea. La noi încă, sau chiar e o părere personală, pentru ca un artist să trăiască din ceea ce face, din lucrările lui, ar trebui să urmeze un traseu foarte bine legat și care să funcționeze foarte bine. Și traseul ăsta este artist, este curator sau criticul de artă, criticul de artă care te propune unei galerii private sau de stat, galerie privată care te aduce în vizorul colecționarului de artă. Dacă ceva se rupe în traseul ăsta, artistul nu o să o ducă bine niciodată. Clar.
Deci asta e problema, nu mi se întâmplă numai mie, vorbesc în general, da. Dar apetitul românilor pentru astfel de lucrări este deschis? Este deschis, dar deocamdată, cum să spun, pentru astfel de lucrări, ținând cumva de arta contemporană, am mai spus și înainte, poate ține și un pic de educația vizuală. Corect. Și atunci, într-adevăr, e un pic mai dificil, dar sunt convins că noi, lucrând și aducem mereu în vizorul publicului, noi educăm vizual, artiștii educă vizual publicul și atunci ei vor înțelege, chiar dacă întâmpinăm reticențe sau împotriviri sau tot felul de vorbe și așa, trebuie să lucrăm în continuare în ceea ce credem și să aducem un produs nou și actual și să-l aducem în vizorul publicului iubitor de artă. Da. O întrebare extrem de importantă din punctul meu de vedere este următoarea. Casa mea, apartamentul meu, trebuie să fie amenajat într-un anumit fel pentru a putea găzdui o astfel de operă de artă? Adică mă gândesc că lângă carpeta, da, cu răpirea din serai, da, și nu, niciodată, într-adevăr, eu știu ce nu. Altă... Acum ce se întâmplă? Arta nu este neapărat, adică a fi expusă în sufragerie sau... Ok, există și anumite obiecte sau un anumit fel de artă, nu vreau să... ușor machiat așa sau, nu știu, cosmetizat așa cumva să dea bine, așa, care poate să stea în sufragerie, bine, mersi. Genul ăsta de art are alt impact, mai mult spiritual, cred că se adresează mai mult spiritului decât vizualului de primă mână, așa, să avem o chestie frumoasă lângă canapea sau... Da, e adevărat. Nu știu dacă... E adevărat. Da. Din punctul meu de vedere, o astfel de lucrare bine înțeleasă ar trebui să își aibă locul în fiecare dintre locuințele noastre, însă în colțul nostru. Exact. Deci nu să, în momentul în care deschid ușa, vecinul care vine să-mi ceară o cană de zahăr, da, să dea cu nasul în ea. Normal. Exact, exact. De asta să și fac și de asta artiștii, cum să spun, hai să nu spun, dar mai bine sau mai rău vânduți, ca să spun așa, urmăresc genul ăsta de artă comercială. Și din păcate. Din păcate, da. Din păcate se întâmplă și lucruri. Poate, eu și știu, odată face, cu trecerea anilor, da, vor înțelege și dumnealor că... Într-adevăr. Partea mea de suflet nu se poate vinde așa la colț de stradă. Exact, da. Ce vă propuneți pentru anul 2016? Pentru că, iată, pe 2015, fie că v-ați propus sau nu, ați realizat la Buzău un lucru absolut minunat. Ce vă propuneți pentru anul 2016? Pentru 2016 avem niște planuri. Într-adevăr, ne-am mișcat un pic mai greu, să spunem. Suntem încă tineri și atelierul e un atelier tânăr, are o lună și jumătate, deci nu ne putem lăuda așa cu mari realizări. Suntem la început. În cadrul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, unde mă ocup cu organizarea de expoziții, deci nu sunt nici curator, nici critic de artă, nici expert în bunuri artistice, mă ocup doar cu, adică invit artiști buzoieni sau din țară să expună acolo. Dacă pot face și o invitație, eu am mai făcut-o, am să o mai fac, toți colegii mei din Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Buzău, sunt invitați să expună acolo. Ei știu asta, nu ar trebui, plecând de la președintele filialei până la cel mai nou membru din UAP. Poate veni și poate expune acolo și nu numai artiști profesioniști.
pot veni și artiști amatori, meșteșugari. Sunt convins că arta, de orice fel, trebuie încurajată cumva și, v-am spus, nu există nicio restricție acolo. Iar o astfel de deschidere nu poate decât să încurajeze pe acești artiști. Normal, și asta și urmărim, practic. Acum ce se întâmplă? Pentru 2016, chiar în premieră, o să vă spun, am purtat niște discuții și am bătut palma, ca să spunem așa, ni s-a dat ok-ul unei expoziții de calibru, expoziția actorului Horațiu Mălăele, care este și artist plastic, un mare artist plastic, așa că îl vom avea, dânsul are niște desene intitulate Graficatură, prezente acum la Târgu Jiu, dar mi-a promis că va face un popoas în Buzău pentru 3 săptămâni, luna viitoare. În ianuarie, deci. În ianuarie, da, după care lucrările vor fi găzduite de Teatrul Național. Din deci București. Se opresc întâi la noi și apoi la Teatrul Național. Extraordinar, da, și eu am, sunt, și sunt foarte măgulit, așa, mai ales că marele actor are în colecție privată, mă laud și eu un pic acum, că are 3 lucrări din 13 închipuiri semnate de mine. Tot timpul, eu am avut o expoziție la dânsul, o expoziție la Galeria Horațiu, o galerie privată, galeria dânsului din centrul istoric. Și de atunci avem așa niște relații foarte bune în ceea ce privește arta plastică, bineînțeles. Deci unul dintre fanii lucrărilor dumneavoastră, da. Ca să nu spunem iubitor de artă, spunem ca să înțeleagă tot omul, simpatizanții lucrărilor noastre, da. Este însuși Horațiu Mălăele. Exact. Asta spune multe. Da, și sperăm, adică dânsul ne-a promis că va fi prezent la vernisaj în Buzău. Așa că încă nu știm exact data, dar vom data, ora și celelalte lucruri le vom anunța mai târziu. Alt proiect deosebit de interesant este expoziția unui coleg și prieten, Cătălin Năstăsoiu, artist plastic buzoian. Poate puțină lume știe lucrul ăsta. Cătălin Năstăsoiu este un artist de mare calibru, apreciat în țară, din păcate, nu știu, în Buzău un pic mai puțin cunoscut, dar și el mi-a promis că va veni cu al său Ronativ, o serie de obiecte, ca să spun așa, la Buzău, să expună la Centrul Cultural Alexandru Marigheloman. Încă nu știm în ce perioadă, dar cu siguranță lucrul ăsta se va concretiza într-o expoziție. Așadar, domnule Lăzărescu, v-ați ales cu un partener de nădejde și noi vom fi acolo de fiecare dată când aceste expoziții vor ajunge la Buzău, pentru că buzoienii noștri sunt mari amatori de astfel de expoziții. Din păcate, destul de greu aflau despre ele, însă noi ăsta rol îl avem, să anunțăm, să ținem la curent oamenii, pentru că tot anunțăm tot felul de nenorociri, măcar da. Din când în când, atunci când se întâmplă și la galeriile de artă, iată acum mai nou și la dumneavoastră, da, spre exact bucuria asta, noastră, da. Un lucru extraordinar. Da, exact, și chiar vreau să subliniez așa că ceea ce se întâmplă la galeriile de artă este un lucru extraordinar de bun, cu toate expozițiile de acolo. Noi venim practic nu într-o competiție exclus, ci doar să îmbogățim cumva această activitate a dânșilor. Adică mă gândesc că niște expoziții bune găzduite în diverse locuri nu strică deloc niciodată pentru urmea cu certitudine, noastră. Cu certitudine. Domnule Lăzărescu, vă spun încă o dată, bine ați venit pentru prima dată în studioul Campus TV. Sunt convinsă că dacă ați acceptat odată, veți accepta și de acum încolo invitațiile noastre. Vă felicit pentru toate lucrurile minunate pe care le-ați realizat, pentru atelierul pe care l-ați făcut aici, l-ați pus pe picioare aici la Buzău, pe dumneavoastră, pe cei care se ocupă de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Felicitări, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea în studioul Campus TV. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre din această seară. Noi ne revedem mâine seară. Până atunci, o seară cât mai plăcută. Vă doresc, la revedere!